Și în acest an, împreună cu partenerii noștri de la IRB, International Rugby Board, vă putem oferi un spectacol rugbistic de mare ținută. Avem 4 echipe de calibru, spunem noi, pe lângă echipa României, după cum știți deja, vor participa echipele Rusiei, Uruguayului și Emerging Ireland. Am să încep cu domnul Kibble să ne spună câteva cuvinte despre acest turneu, după care vom auzi un mesaj de primire din partea domnului Boroi, după care capitanii. So guys, we're going to start with Simon as the tournament director, then with Mr. President, then you'll have the couple of words. Simon, please. Okay. Thank you very much for welcoming us here. This is obviously the fifth time that the IRB have been bringing the Nations Cup across here. We've got a few new teams who've come across. Is it not fifth? Eighth. Fifth. Fifth in this circle, I believe. No? That's the eighth time. Yeah, I believe it's fifth. My fifth tournament. Yes. Lucien's fifth tournament. That's the reason why I'm here. We're delighted to be back here again. I know that the various teams who've come from quite some distance, particularly Uruguay, will be more used to the heat than the neighbours from Ireland across the left of me. But everyone's looking forward for this tournament. We certainly appreciate the work that the Romanian Union do to promote the game over here. We feel that the tournament fulfils some strategic and developmental objectives that we've had from a long time out in focusing towards the Rugby World Cup, and certainly the tournament is highly anticipated for those teams competing, and we're sure that on the field the competition will be of the highest level, and once again thank you very much for having us here, and all the best to the teams in the upcoming matches. Thank you, Simon. Mr. President. Mă aflu într-o postură inedită aici, în calitate de vicepreședinte al Federației, așa cum a spus și domnul Lorin, prelun prerogativele președintelui, deci o perioadă voi asigura interimatul acestei federații până la momentul în care vor fi convocați membrii adunării generale pentru o adunare generală extraordinară. Sunt pe de o parte onorat, pe de altă parte trebuie să recunosc că am fost luat așa din pripă și trebuie să-mi dau silința să mă ridic la nivelul așteptărilor, având în vedere că este o federație pe care eu o admir și o admir sincer. Nu e o ramură de sport pe care am practicat-o, dar este una dintre ramurile de sport care au dat și dau oameni de calitate, oameni deosebiți. Ultima perioadă am fost angrenat în această activitate ca președinte de club. Fostul președinte Alin Petrac, care ridica ștacheta foarte mult, chiar foarte mult, ați putea să spun dovadă recunoașterea calităților sale prin alegerea în funcția de președinte a Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Dovadă inclusiv cuvântul președintelui directorului de turneu, de puțin mai devreme. E clar că România în lumea rugby-ului reprezintă o forță. Faptul că organizăm pentru a 8-a oară această ediție și, dacă nu mă înșel, două ediții am fost câștigători, și cu o participare a unor echipe destul de bune, de bine clasate în clasamentul mondial, repet, e o dovadă, o recunoaștere a valorii rugby-ului românesc, pe care noi, astăzi, cei care temporar sau pe vremelnic sau pe termen lung conducem această federație, avem obligația să o păstrăm la standardele cele mai înalte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care și-au dat silința pentru, începând cu secretarul general, domnul director tehnic Lorin, care și-au dat silința pentru a organiza la un nivel deosebit această competiție. Sunt convins că ne vom ridica la nivelul așteptărilor. Nu-mi rămâne decât să urez succes celor 4 echipe participante și pe de-o parte, dar nu în ultimul rând, succes stejarilor pe care îi aștept în acest interimat cu o victorie în Rebecca. Ok, thank you. It was a warm welcome from our president to you. He hopes that all the teams will do a great job in this year. Also, much luck to the folks, to the Romanian team, and also he hopes that everybody who would come in the stands will have enjoyable
matches here with four strong teams. We will start from that side. We will start with the Russian captain, Alexander Voitov. A couple of words about the tournament. You've been here some time now. Yeah, I was in this tournament maybe five or six times. So it's always for me, it's a great pleasure to come here because it's a great hospitality here in Romania. All people are so pleasant for us. So all the games are fantastic, and I think this tournament will be fantastic as well. I hope we will make some good games against the rest teams, and I think we will show our best. Thank you. The Romanian captain, Mihai Macovei. Ne bucurăm că avem această plăcere să jucăm acasă, în acest turneu puternic. Echipa României prezintă o echipă tânără, doritoare de a face spectacol. Și ne bucură faptul că avem trei echipe puternice cu care să ne confruntăm în forțele. Și ne dorim să facem un mare spectacol în zilele care vor veni și, cum am mai spus, cel mai mult să câștigi turneul și le urez baftă celorlalte echipe. Mulțumesc. Ok, he said that Romania has a young side for this year. He's happy that he can play against three very powerful teams. He hopes that you together will deliver a great show, and he says good luck to all the teams. We go further with Dominic Ryan, Emerging Island captain. Yes, firstly, thank you very much to Romanian Rugby Union for having us here and hosting the event. We have been here a little bit shorter than we've liked, but what we've seen so far, we trained last night, fantastic facilities here, and the city looks beautiful. I was thinking, you know, over the last few years, the gap between the standard with Irish teams and the likes of Uruguay, Romania and Russia has been narrowing. And it gives birth to great competitions like this, and we're really looking forward to three very competitive international games now over the next two weeks here. So good luck to the other three teams, and hopefully it'll be a great competition. Thank you very much. And captain of Uruguay, Nicolas Klackbembach. I must thank you to all the Romanian team and the other team came here. We are so proud to be in this tournament another time because we have a lot of tough match here, and we must to do our best to improve our competition level and be at the level of the three teams, and we improve our play to do the best. And thank you for all the hospitality of New Romania, and we hope so to be at the level of the tournament. Thank you very much. Please. Sasha, how important is it? About importance, you know, Russian team don't have a lot of international matches, so each international game is very important for us, and we know we must make very big way this year to get the World Cup, so I think we will take all the best things from these matches to go ahead, so it's very important for us. Okay. For us too is very important because we must to in the last match we test we against Russia, but first of all we must to beat Hong Kong, and that is the first match we have Hong Kong, and then we must to think about Russia, because if we lose Hong Kong we never meet Russia, and we must play something from Africa, so we don't know. Maybe we'll meet them, maybe not. But we'll hope so. While we are an emerging team, you know, we're here under the belief from the head coach Joe Schmidt of the senior team that
while there's not maybe a space for us on the senior panel in Argentina, we're here to develop our skills. And you know, we've been told by him that this isn't just a development tournament in terms of bringing on the youth. It's that he can see us play and showcase our talent, that if he needs to pick us for the World Cup next year, you know. And if you look at the similar tournament that we played the Tbilisi Cup last year, the emerging team, and five of those players on the squad are now with the senior team in Argentina. So, you know, there easily could be a few of us involved in the World Cup squad next year. So it's very, very, very important, yeah. Mihai, la fel, ce impact au? La fel, este important că ne-am calificat la Copa Mondială. Acest turneu, antrenorul o să folosească mulți tineri și cred că o să fie și la Copa Mondială din jucătorii care o să joace acest turneu. Iar pentru noi jucătorii este un lucru inedit să mergem la Copa Mondială și cred că pentru oricare jucător, pe primul loc în planul sportiv, este să joace Copa Mondială. Question for Mihai Makovei. I understand that there's 14 players, first choice players, Romania, unavailable. Is this because of injuries? Nu neapărat, sunt câțiva jucători accidentați, câțiva jucători care au jucat finala în Franța și au trebuit să fie o vacanță. Sunt jucători care au avut multe meciuri în campionat și la fel au trebuit să fie o vacanță și antrenorul a înțeles. E un bine și pentru tinerii din România că au șansa asta în acest turneu și probabil în noiembrie, când o să fie meciul de test, o să fie un prim 15 de bază a României. Deci aceasta este un fel de emerging România? Să spunem.